Această conferință de presă este prilejuită de două evenimente care aparent nu au legătură, unul este un politic, celălalt este un economic, însă noi suntem preocupați de legătura care există între ele și de consecințele pe care le poate avea asupra câmpului economic o declarație sau o decizie de natură politică. Pe scurt, este vorba pe de-o parte de intenția, tot mai explicită, a președintelui suspendat Traian Băsescu și a Partidului Democrat de a boicota referendumul de luminică 29 iulie, iar pe de altă parte, atingerea de către cursul de schimb a pragului psihologic de 4,6 lei pentru un euro. În primul rând, în legătură cu acest posibil boicot, este limpede că Traian Băsescu își dă seama că majoritatea românilor nu mai dorește președinte. Toate declarații care încearcă să acrediteze ideea că susținătorii săi ar trebui să boicoteze referendumul din 29 iulie, nu sunt decât consecința faptului că Traian Băsescu își dă seama că a pierdut în această împrejurare, că a pierdut în fața poporului român. Eu le mai spun ceva lui Traian Băsescu. În situația în care mai mulți români vor vota pentru demiterea sa la 29 iulie, decât românii care au votat pentru candidatul Traian Băsescu în 2009, acest lucru va fi la rândul său o expresie clară a voinței românilor de a nu mai avea președinte și va spulbera acest lucru orice legitimitate a lui Traian Băsescu de a ocupa fotoliul de la Procurie. Din 1920 și până acum, România duce o grea luptă de a pune la oaltă legalitatea, legitimitatea și normalitatea. Legitimitatea înseamnă să te bazezi pe votul exprimat liber, neîngrădit și nefraudat al majorității românilor. Normalitatea înseamnă ca țara să aibă o perspectivă clară, bazată pe stabilitatea legilor. Iar îmbinarea dintre legalitate, normalitate și legitimitate o dă dialogul. În situația în care susținătorul lui Traian Băsescu decide să boicoteze acest referendum, în speranța că pragul de 50% va fi ultimul zid protector al președintelui suspendat, și în situația absurdă în care un președinte suspendat cu un vot zdrobitor majoritar împotriva sa s-ar întoarce la aparatul Cotroceni, acest lucru ar avea un impact dramatic asupra evoluției principalilor indicatori macroeconomice. Traian Băsescu ne-a obișnuit cu faptul că albul este negru și negru este alb. Pentru a decodifica limbajul lui Traian Băsescu, trebuie de fiecare dată să găsim adevărul în contrariu spuse în sală. Atunci când el se arată susținător al valorilor europene, trebuie să știm că încă de acum câțiva ani vorbeam despre faptul că România, dacă n-ar fi intrat în Uniunea Europeană, în ce Traian Băsescu ar fi ajuns la o fel de la noi. Atunci când vorbește despre independența justiției, nu putem să nu ne gândim la paralela dintre guvernarea liberală condusă de Călin Tăricianu și guvernările succesive ale Partidului Democrat. Nimeni nu pune la îndoială faptul că guvernarea liberală a fost mai onestă decât guvernările succesive ale Partidului Democrat, care au atins recorduri în ceea ce privește corupția, în ceea ce privește legalitatea achizițiilor publice și nivelul comisioanelor percepute oamenilor de afaceri. Cu toate acestea, întrevărnicia dovedită de justiție
când a solicitat suspendarea miniștrilor liberali și pasivitatea manifestată în ce privește guvernele succesoare Partidul Democrat, diferența este șocantă. Cu excepția cazului doamnei Ripsi și care a fost relevat de presă și nu de partea, nu există niciun ministru sau secretar de stat al guvernărilor Partidul Democrat în cazul cărora parchetul să fie avansat pro cercetare de raport penal. Din perspectiva justiției independente a lui Traian Băsescu, guvernele Partidului Democrat au fost guverne ideale. Acesta este așadar justiția independentă pe care o propune Traian Băsescu. Și oricum, comparația între pușcăriabil este o comparație care nu are element într-unul din membrele comparației. Pentru că lista pușcăriabililor domniei sale este cât se poate de deschisă și evenimentele ultimelor săptămâni și dezvăluirile pe care le fac autoritățile de audit dovedesc acest lucru. Din această perspectivă, pot să vă spun că, din potrivă, stabilitatea cursului de studiu și reîntoarcerea sa la un palier care să nu amenințe criticile României și care să reacuză cursul de schimb la Universul Portabil, nu este dată de menținerea lui Traian Băsescu la aparatul Cotroceni, ci din potrivă, din demiterea sa. Faptul că în ultimele săptămâni cursul de schimb a avut această evoluție se datorează, în mare măsură, scăderii dramatice a investițiilor străine în ultimii ani, ajungând ca în 2011 ele să fie de 5 ori mai mici decât în 2008. De asemenea, creșterea datoriei publice externe și datoriei externe de ansamblu și a serviciului datoriei externe în ultima perioadă și faptul că în viitor vom avea o situație normală politică va contribui la reașezarea cursului de schimb. În ultimele două luni, Guvernul s-a angajat într-un amplu efort de restructurare. Restructurare la nivelul portofoliului de contracte al companiilor de stat. Restructurare la nivelul administrației fiscale. Restructurare la nivelul modului în care se desfășoară achizițiile publice. Și foarte important, restructurare la nivelul cheltuielilor bugetare. După demiterea lui Traian Băsescu, proiectele guvernamentale și perspectivele execuției bugetare arată că România are șansa de a se reîntoarce la normalitate și acest lucru se vadă și în evoluția cursului de schimb. Dacă românii doresc ca bugetele lor, dacă și companiile doresc ca în perspectivele lor pe termen scurt, riscul valutar legat de cursul de schimb să fie eliminat, acestea sunt legate de demiterea lui Traian Băsescu. Veți vedea rezultatele bugetare pe primele 6 luni, așa cum vor fi anunțate în scurt timp de Ministerul Finanțelor și cum vor fi prezentate Fondului Monetar Internațional, arată un amplu efort de restructurare a cheltuielilor bugetare. Semnalul pe care l-a dat Guvernul în perioada imediat următoare este acela că România va putea, în 2012, să coboare deficitul bugetar din nou sub 3%. De aceea, preocuparea noastră pentru stabilizarea indicatorilor macroeconomici este legată de preocuparea noastră de stabilizarea mediului politic și pentru condiții sine qua non a stabilității politice este ca luni, în 29 iulie, în majoritatea lor, să meargă la vot și marea lor majoritate să voteze da pentru demiterea președintele suspendat. Și acest lucru este legat, cum vă spuneam, și de modul în care ei vor trăi în perioada imediat următoare. Nu este doar expresia unei proiecte politice, ci expresia unei necesități ca mediul economic să se stabilizeze și perspectivele să redevină din nou. Vă mulțumesc și dacă vreau. Stabilitatea cursului de schimb depinde de înlăturarea pericolului ca în mediul politic românesc să domnească în perioada următoare haos. Venirea la aparatul Cotroceni a unui președinte care nu are legitimitate obținută prin vot pentru susținerea sa de către majoritatea populației va duce în perioada următoare la o continuare a discuțiilor de natură politică
emiterea unor semnale incerte către mediul economic internațional și la o perspectivă neclară pentru investițiile străine. O țară, îmi spunea, trebuie să se bazeze pe legitimitate care, în orice mediu democratic, este dată de exprimare voinței majorității cetățenilor săi. Ideea, potrivit căreia, cei care nu vin la vot, absenții de la vot, sunt susținători președintelui suspendat, este o idee absurdă și care, de fapt, convențează pe majoritatea românilor. Pentru că absenteismul, potrivit tuturor de valorilor sociologice, în general, se poziționează ca structură pe opțiunea de vot. Cei care nu vin la vot, dar dacă vin la vot, s-ar ioniza, s-ar așeza pe structura votantă. De aceea, ideea că dacă nu s-a prezentat 50%, înseamnă peste 50% îl doresc pe Traian Băsescu președinte, este o idee excesivă și care ar putea să ducă România într-o profundă criză de legitimitate. În situația în care președintele va fi demis și voința majorității românilor va avea un corespondent în prezența lor, atunci viitorul pe termen mediu al României va avea o extrapolare care va merge pe continuarea funcțiunilor la alegerile locale. Este limpede în acest moment. Ca alegerile parlamentare pot fi câștigate de Uniunea Socială. Și campania prezidențială va fi pusă și ea sub semnul acelei susținere de natură politică. Dacă în 29 iulie referendumul va fi validat, pentru că nu mai pun la îndoială rezultatul referendumului din perspectiva votului, investitorii străini, structurile politice internaționale, mediile economice și sociale interne vor ști că au un interlocutor valid, un interlocutor stabil, care va guverna țara în următorii patru. Există un articol în hotărârea privind suspendarea președintelui care se spune dacă referendumul nu este validat de la Constituțională, Parlamentul decide pașii următoare. Dacă puteți să ne spuneți ce va face concret puterea în Parlament dacă la referendum nu se prezintă jumătatea asta, eu nu doresc să fac comentarii sub comentarii, pentru că evaluările făcute de noi, sondajele pe care le avem, arată că majoritatea românilor se va prezenta la vot. În situația pe care o expuneți dumneavoastră, trebuie să cântărim cu foarte mare atenție pașii pe care îi avem de urmat și de aceea nu vreau să prefigurez și nu vreau să aprofundez posibilitatea ca Traian Băsescu să se întoarcă la control. Și tot ce voiam să spun acum era legat de atitudinea românilor dinainte. În situația în care vor vota, felul în care vor vota, sau în care vor mai boicotul, ei trebuie să știe care sunt consecințele gestului lor. Că despre consecințele de plan practic, despre le vom discuta atunci ca o consecință a decizii pe care o vom lua la nivelul conducerii Uniunii Sociale Liberale și a tuturor lor. Dar nu excludeți posibilitatea ca de față, așa cum arată sondajele de opinie, așa cum arată expresia largă a opiniei publice, președintele suspendat Traian Băsescu a pierdut orice dificultate de a se mai întoarce la balatul. Sondajele care ținut de ce ora 20 sau 7:23. Noi nu am întrebat pe români la ce oră doresc să vină la vot. Și numai dacă doresc să vină la vot. În privința asta, de ce vorbesc de legitimitatea votului, dumneavoastră poate vă veți întreba dacă nu cumva este legitimă și prezența la vot la jumătate cu sumă dintre români. Și am să vă răspund că atâta vreme
rezultatele recensământului nu au fost puse de comun acord, dacă s-o potim doar recensământul din 2011 și rezultatele sale aproape definitive, pot să vă spun că toate sondajele, nu doar cele pe care le puneam făcut noi, arată că, față de populația stabilă de 19 milioane de români, rezultatul ar fi, în proporție de 100%, limpede de ce privește participarea românilor cu peste 50 de milioane și cu peste 50%. De aceea, în chestiunea pragului, am ridicat și această obiecție care este reală. Nu se poate ca unele localități, chiar în orașe mari, persoanele cu domiciliu stabil să fie mai puține decât persoanele care se află pe listele electorale de acasă. De aceea, chestiunea pragului pe care nu mai contestăm acum, ridică la rândul său anumite semne de întrebare. Dar chiar și în aceste condiții, noi suntem pregătiți să confruntăm această prevedere legală și, în analizele noastre, 55% dintre români se vor prezenta la vot și la vot. Nu am formularul la mine.